Bună tuturor! Bine ați revenit la cel de-al doilea webinar de astăzi din cadrul Unbreakable România 2022. Propun că acum să trecem direct la subiect, un subiect care de această dată vine un pic mai din zona de cercetare. Așa că îi voi da cuvântul lui Ciprian, conferențiar doctor în cadrul Departamentului de Informatică al Facultății de Matematică și Informatică Universitatea de Vest Timișoara. Mulțumesc, Adina, mulțumesc tuturor. E o plăcere să vă revăd. Sunt sigur că a avut mult succes în Breakable și în 2021 și în 2022 și sunt sigur că va avea și în viitor. Și, sincer, mi se pare o inițiativă extraordinar de bună și de utilă pentru a forma profesioniști în domeniul securității cibernetice. Țin să vă spun că este o foarte, foarte mare cerere acum pe piață de astfel de specialiști, așa că, din punctul meu de vedere, sunteți fix pe domeniul potrivit pentru ceea ce ne propunem să facem și cum propunem să vă ajutăm. Și pentru că veni vorba despre domenii de ajutor, astăzi propun să discut despre proceduri de data mining în securitatea cibernetică și vom trece printr-o perspectivă a tehnicilor de pattern matching sau de potrivire de șabloane, dacă doriți, în limba română sună puțin diferit, dar la asta se referă, pentru sistemele de detecție a intrușilor și pentru investigațiile digitale sau digital forensics. Ambele sunt două capitole foarte, foarte mari în securitatea cibernetică astăzi, foarte active din punct de vedere al cercetării și al contribuțiilor în aceste domenii și o să vedeți pe parcurs că există foarte mult loc de îmbunătățire, în special în partea de investigații digitale. Dar haideți să vedem despre ce anume vom vorbi și o să încep prin a prezenta o scurtă agendă. Voi realiza o mică introducere despre mine, despre ce sunt, cu ce mă ocup și ce fac, după care vom discuta despre un concept de data mining, dar nu în sensul clasic, ci mai degrabă cum se aplică acest concept în securitatea cibernetică. După care vom încerca să răspundem la întrebarea ce este potrivirea asta de șabloane sau pattern matching-ul, pentru că sunt sigur că stă în mințile multora dintre voi acum oare la ce se referă. Și apoi vom vedea ce sunt sistemele de detecție a intrușilor, chiar dacă probabil pentru marea majoritate sunt deja concepte cunoscute. Vom discuta câteva exemple pentru sistemele de detecție a intrușilor. Vom discuta despre ce este o investigație digitală și cum se aplică ea. Și apoi vom vedea câteva exemple de investigații digitale. Haideți să trecem la prima etapă, scurtă introducere. Am absolvit Liceul Grigore Moisil din Timișoara. Am absolvit Facultatea de Matematică și de Informatică de la Universitatea de Vest, în paralel cu Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Politehnică. Am un master în inteligență artificială și calcul distribuit, un doctorat în securitate cibernetică, cu o temă foarte interesantă care este strict corelată cu ceea ce discutăm astăzi. Aceste potriviri de șabloane însă aplicate în domenii eterogene și o să vă explic pe parcurs ce înseamnă acestea. În prezent sunt conferențiar la Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea de Vest. Sunt responsabil pentru programul de master de securitate cibernetică din cadrul universității noastre și de asemenea sunt cofondator al programului Antreprenoriat în Blockchain, un program postuniversitar singurul acreditat de altfel de către Ministerul Educației din România. A fost numit profesorul anului în 2019, Bologna, de către cei de la ANOSR, Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România, și sunt un cercetător și un entuziast al securității cibernetice, ca și voi, de altfel, sunt sigur. În principal, mă axez pe sisteme de detecție a intrușilor, calcul eterogen, securitate cibernetică, blockchain și investigații digitale. Găsiți informații despre publicațiile mele și nu numai pe pagina de academia.edu pe care o aveți pe ecran. Și acum să discutăm despre ce este conceptul acesta de data mining sau minarea de date. În principiu se referă la descoperirea de cunoștințe în baze de date. Așa, un principiu foarte, foarte global și generic, dacă vreți, pentru că ideea de bază stă în găsirea șabloanelor care sunt interesante și utile în volume foarte mari de date sau volume cel puțin mari de date în general. Este un concept care a devenit popular undeva prin anii 80. Și asta pentru că în acea perioadă, epoca arhitecturilor de calculatoare a cunoscut o dezvoltare explozivă și prin această dezvoltare au crescut și necesitățile de stocare de date tranzacționale, care existau pentru diversele companii care începeau să folosească tehnică de calcul. Și asta înseamnă că aceste data warehouses sau centrele de date deveneau din ce în ce mai frecvente. Și mai mult decât atât, din acest motiv, metodele clasice
de analiză statistică care se foloseau pe aceste seturi de date deveneau ineficiente. Și ca urmare a apărut acest concept de data mining sau de minare de date. Cine folosește data mining-ul? Păi, dacă ar fi să ne legăm de niște exemple clasice de astăzi, putem să vorbim despre Netflix, nu? Îl cunoașteți cu toții, este un concept apărut undeva prin 2006. Pe vremea respectivă, probabil nu știți mulți dintre voi, dar nu făceau altceva decât să închirieze filme de obicei prin poștă, mai puțin în online. Ulterior s-au extins foarte mult în online și a devenit foarte popular. Și cum folosesc ei conceptul ăsta de data mining? În principal, pentru sisteme de recomandare și de predicție a tipurilor de filme pe care cumpărătorii sau, mai bine zis, pe care clienții le doresc. Și, în general, fac treaba asta pentru că își propun să identifice cele mai bune metode și cele mai bune abordări prin care să ajungă la cât mai mulți clienți într-o manieră care să le eficientizeze, evident, și veniturile. Bun, aceste informații, evident, sunt private, nu sunt publice, dar sunt clasificate drept data mining pentru că ele, de fapt, implică acest concept. Apoi mai există și Amazonul, că tot venim vorba despre giganți, Amazonul care este folosit pentru, sau mă rog, care folosește conceptul de data mining pentru prezicerea preferințelor clienților săi. Asta este un concept foarte interesant care îl găsiți, pe care îl găsiți peste tot astăzi online, de altfel. Dar cea mai interesantă parte de data mining pe care Amazonul o folosește este pentru politicile de preț dinamic. Și asta este o treabă foarte interesantă din marketing, în special când vine vorba despre maximizarea veniturilor, dar despre asta probabil cu altă ocazie. Dacă sunteți curios, puteți să căutați informații despre ea separat. Nu în ultimul rând, poliția sau forțele de ordine. Pentru că folosesc concepte de data mining pentru prevenirea crimelor. De exemplu, se pot uita pe statisticile legate de criminalitatea pe o anumită zonă regională și pot să dezvolte un model de predicție prin care să determine dacă este necesar de enforcement sau de mai multe trupe în zona geografică respectivă sau dacă nu. Și, în general, acest tip de abordare are succes și a avut succes cel puțin în Statele Unite. De asemenea, tot ei folosesc acest concept de data mining pentru prevenirea crimelor financiare. Iarăși, lucruri interesante, în general legate de detecția trendurilor care sunt neobișnuite în tranzacțiile financiare. Un concept pe care începem ușor-ușor să-l regăsim chiar și la noi în țară din ce în ce mai des. Și nu în ultimul rând, la counter-terrorism sau atacurile sau la prevenirea atacurilor teroriste. Bun. Ce înseamnă că minăm după șabloane? Minarea după șabloane, de fapt, se leagă de acest concept de pattern sau de acest concept de șablon. Și aș vrea să încercăm să-l definim. Ce este acest pattern? Este un set de date într-o formă pe care noi o recunoaștem și care poate fi căutat într-un volum de date, oricare. Dacă vreți, există această diagramă care unește analiza statistică, computer science-ul și respectiv databases și vedeți că există părți comune la toate aceste trei mari categorii. Acest concept de data mining îl regăsim în computer science, data warehousing-ul evident la baze de date și la analiza statistică din nou regăsim același concept de data mining. Șabloanele însă sunt peste tot. Le vedem în natură, mă refer aici de exemplu la repetiția anotimpurilor, le vedem în viața de zi cu zi, mă refer la ciclul de muncă, somn, muncă, somn și așa mai departe, le vedem și în lumea digitală, evident. A zice că principala problemă pentru cei care încearcă să găsească șabloane sau să le identifice într-un mod corect este modul în care le codăm sau le codificăm. Și aici este, într-adevăr, principala provocare din acest punct de vedere, pentru că această codificare este, de fapt, cheia. Și în lumea digitală este modul în care noi facem legătura cu lumea reală. Și să vedeți în curând la ce mă refer. Bun. La ce se referă conceptul ăsta de potrivire de șablon? Probabil că mulți dintre voi vă gândiți acum la această problemă a găsirii unui subșir într-un șir. Și you know what? You would be right. Ați avea dreptate. Adică aproape 90% din situații se reduc la astfel de lucruri. Dar în principal, potrivirea asta de șabloane reprezintă validarea unei expresii pentru a determina dacă ea are anumite caracteristici. Întrebarea este, având, să zicem, un anumit tip de informație. Și pot să dau exemplul ăsta de pe ecran pentru că ne aduce aminte de The Matrix și mă gândesc că mulți dintre voi ați fost și ați văzut The Matrix 4. Puteți să vizualizați șabloane în
astfel de informație? Neo a putut, nu? Dacă stăm să ne gândim la toate cele 4 episoade din The Matrix și pentru el arăta cam așa. Altfel zis, totul depinde de interpretare și de modul în care reușești să ajungi la acea interpretare. It's like the thought process, procesul de gândire, procesul de identificare. Bun, cum ajungem să identificăm aceste șabloane? Păi, primul lucru pe care trebuie să-l spunem este că nu este o slujbă ușoară, nu este deloc ceva care să fie trivial, nu este ceva care să fie accesibil oricui și există un anumit nivel de pregătire minimă pe care îl veți depune în acest sens. Dar, din fericire, este totuși un tip de activitate care poate fi automatizată într-un grad destul de mare. Însă, din nefericire, întotdeauna vor exista și outliers, sau mai bine zis, elemente care nu corespund neapărat lucrurilor pe care noi le căutăm sau pe care încercăm să le identificăm. Este un concept foarte, foarte întâlnit în sistemele de detecție a intrușilor și mai ales în investigațiile digitale. Devin din ce în ce mai populare aceste șabloane în arhitecturile heterogene, arhitecturi hibride. Probabil auziți acum peste tot de astfel de lucruri. Vă gândiți la sistemele cu plăci grafice, sistemele cu procesoare, vă gândiți la aceste sisteme on-chip pe care Apple le produce și deja înțelegeți că arhitecturile astea sunt din ce în ce mai diversificate și fiecare are plusuri și minusuri, evident. Însă, din acest punct de vedere, pentru toate este necesară o adaptabilitate la abordările pe care le avem astăzi pentru a le putea aplica într-un context mai bun, într-un context care să ne aducă un anumit avantaj. Fie că e vorba despre viteză de execuție mai mare, fie că e vorba despre stocare mai mică și așa mai departe. Și din acest punct de vedere, că tot vorbim despre aceste aspecte, aceste breakthroughs, aceste elemente care duc la inovație, sunt mult mai ușor de atins în contextul acestor arhitecturi noi. Să zicem un aviz pentru cei dintre voi care sunteți tentați de un master, de cercetare sau de ce nu chiar și de un doctorat. Bun, cum definim șabloanele? Aici zice că definiția depinde foarte mult de cazul de utilizare. În sistemele de detecție a intrușilor avem două mari tipuri de definiții pe care le vom regăsi și despre care vom discuta astăzi. În principal despre semnăturile malware și despre semnăturile de pachete de date, care sunt evident foarte comune sistemelor de tip firewall, respectiv celelalte sunt comune sistemelor de tip antivirus. În investigațiile digitale însă, avem multe alte elemente în plus. Avem, de exemplu, identificarea tipurilor de fișiere, avem recuperarea fișierilor, avem profilare DNA și așa mai departe. Evident că definiția șabloanelor, indiferent în ce formă va fi ea, trebuie să fie necesar corectă. Altfel spus, dacă o definiție nu este corectă a unui șablon, atunci nu avem asigurată calitatea rezultatului pe care ne-o dorim. Un exemplu foarte simplu este în cazul unei aplicații cum ar fi Notepad.exe, care presupunem că ar putea fi identificată drept un virus într-un mod evident eronat de către un program antivirus care conține o semnătură greșită. Și datorită acelei semnături greșite, aplicația Notepad.exe, care nu este un virus per se, este identificată în mod incorrect ca fiind un astfel de virus. Există 4 mari tipuri de potriviri sau matches în această problemă a șabloanelor. Primul dintre ele este potrivirea de tip, sau prima dintre ele este potrivirea de tip true positive, sau o potrivire în care avem o identificare corectă, așa cum ne-am și aștepta și cum știm că și este. Al doilea tip, care este un pic mai nefericit, este conceptul de false positive. False positive înseamnă că identificăm ceva, dar îl identificăm în mod greșit. Spre exemplu, spunem că un anumit fișier executabil este un virus, când de fapt el nu este. Apoi avem conceptul de true negative, în care nu identificăm ceva într-un mod corect, știm că acea neidentificare este de altfel de succes, este de așteptat. Și iarăși, situația nefericită de false negative, care ne spune că, că nu identificăm ceea ce de fapt ar fi trebuit să identificăm. Un exemplu ar fi un program care este de fapt un malware, fie că este virus, fie că este troian, fie că este orice altceva, dar pe care abordarea noastră nu-l identifică în acel mod.
Și deci ne scapă, pur și simplu, printre degete. Aceste două mari tipuri, false positive și false negative, sunt cele mai întâlnite în cercetarea de astăzi când vine vorba despre domeniul acesta al intrusion detection system sau sistemelor de detecție a intrușilor, pentru că ele pun accentul pe exact ceea ce contează cel mai mult. Cât de rapid, cât de eficient, cât de accurate este o abordare pe care noi o propunem sau cu care vrem să lucrăm. Haideți să ne uităm un pic acum la ce tipuri de potriviri de șabloane avem, de pattern matching avem. Avem două mari tipuri cu care vom interacționa astăzi. Avem potriviri exacte sau exact pattern matching, care de fapt sunt algoritmi, mulți dintre ei predați chiar în liceu sau din liceu în general. Există însă abordări mult mai avansate care sunt predate de obicei la nivel de facultate, pentru cei care sunteți în domeniul tehnic. Aici există și anumite breakthroughs, anumite avantaje care pot fi descoperite pentru diverse tipuri de abordări și diverse tipuri de arhitecturi. Și un exemplu foarte simplu ar fi identificarea unui șablon de tip pattern, un text pattern, într-un text care este, să zicem, this is a pattern matching example. Observați altfel relativ ușor că șablonul e acolo, e și marcat cu roșu. Apoi ajungem la cel de-al doilea mare tip de pattern matching, care este inexact sau approximate. Altfel spus, o tip de potrivire de șabloane, dar care nu ne garantează o potrivire exactă, ci o potrivire inexactă. Acest tip de potrivire inexactă este de cele mai multe ori realizată prin un index de similaritate sau printr-o metodă de validare a similității între două tipuri de texte. În acest sens, avem două texte care sunt aparent similare, dar care totuși diferă fundamental prin două litere, respectiv o înlocuire. John went home și John wasn't home. Dacă stăm să ne uităm la ele, din punct de vedere lexical, sunt foarte apropiate, pentru că diferențele sunt atât de mici încât în the big picture, în contextul fiecărui text, sunt aproape nesemnificative, dar din punct de vedere semantic, din punct de vedere al înțelegerii propozițiilor, cele două sunt fundamental diferite. Acum vine întrebarea. Noi pe care le folosim? Și răspunsul este, depinde de context. În principal, pentru aceste abordări de tip exact, exact pattern matching, avem o garanție a potrivirilor, care este de cele mai multe ori de dorit și evident dependentă de setul de șabloane pe care îl folosim. Dar mai mult decât atât, depinde și de corectitudinea șablonului. Adică dacă un șablon pe care îl căutăm nu este corect, atunci evident, rezultatul este un false positive. Din fericire, în această abordare nu avem false negatives, cu o singură excepție, când algoritmul e greșit. Și, în general, astfel de algoritmi nu prea dau rateuri. Pe partea de inexact matching sau pe partea de potriviri inexacte de șabloane, avem abordări care funcționează pe bază de probabilistici, altfel spus, mecanisme stohastice. Și, pe măsură ce aceste mecanisme stohastice sunt din ce în ce mai bune, cu atât mai accurate, cu atât mai bune sunt și rezultatele pe care le obținem. Și din nefericire, spre deosebire de prima abordare, care este potrivire exactă, în abordările inexacte întotdeauna vom avea outliers, întotdeauna vom avea elemente de rezultate care vor fi elemente care nu corespund, să spunem, contextului pe care ne-l dorim noi. Altfel spus, vom avea și rezultate nefericite, care nu sunt neapărat de dorit, dar care există întotdeauna. Câteva exemple bazate pe index de similaritate ar fi, de exemplu, distanța euclidiană, distanța Manhattan și distanța Levenstein. Vă invit să le studiați dacă vă interesează domeniul acesta. O să intru puțin în fiecare din sau în topicul respectiv la un moment dat, dar nu voi intra neapărat în foarte mult detaliu pentru că sunt aspecte de algoritmi pe care nu mi le-am propus neapărat să le discutăm astăzi. Haideți să vedem ce sunt sistemele de detecție a intrușilor. Un concept, repet, probabil comun tuturor. Sunt sisteme care sunt construite pentru a preveni în mod proactiv, reactiv sau ambele de intrușii și respectiv intervenția lor într-un sistem de calcul sau într-un sistem digital. Aceste două tipuri de abordări, proactive și reactive, sunt interesante pentru că în principal noi le folosim deja astăzi prin programele antivirus, prin programele firewall. De exemplu, abordarea proactivă presupune că facem ceva pentru a opri o intruziune
înainte ca aceasta să aibă loc. Altfel spus, suntem capabili să o identificăm înainte ca ea să producă daune colaterale. Și mai mult decât atât, în general, acest tip de abordare este și cea mai consumatoare de timp. Vă dau un exemplu în acest sens și vom discuta un pic mai pe detalii în cele ce urmează. Un program executabil care este analizat de către un program antivirus înainte ca el să fie executat. Pe măsură ce programul crește în dimensiune, pe măsură ce este din ce în ce mai complex și analiza durează din ce în ce mai mult. Da? Și prin urmare, este destul de consumator de timp. Dar există apoi și abordarea cealaltă, abordarea reactivă, pe care din ce în ce mai multe aplicații, antivirus în special, încearcă să o adopte astăzi. Pentru că acest tip de abordare este o abordare care are loc în momentul execuției efective a programului sau în momentul execuției efective, realizării efective a intruziunii. Și chiar dacă în practică este mult mai rapidă decât abordarea precedentă, nu previne întotdeauna daunele colaterale. Vă dau un exemplu, același program malițios despre care discutam un exemplu cu intruziunile proactive, același program malițios este analizat în timp real, să spunem, printr-un mecanism de lock-ahead, vom vedea ce înseamnă și asta în curând, și se încearcă oprirea acestui program în momentul în care el dezvoltă comportament care este clasificat ca fiind malițios. De exemplu, în momentul în care, să zicem, șterge niște fișiere care sunt critice. Sigur că astfel de lucruri sunt bune și abordările funcționează până la un punct, dar până să ajungă la acel punct în care atingem acel comportament malițios, s-ar putea ca aplicația deja să fi produs acele daune colaterale despre care vorbeam, pentru că ea oricum s-a executat o bună parte din timp. Așa că nu există nicio metodă de a preveni acest aspect. Aceste sisteme de detecție a intruziunilor există și în software și în hardware. În partea de software, antivirus și programe firewall, în partea de hardware avem echipamentele de rețea, routerele pe care le aveți acasă, aproape marea majoritate a routerelor pentru consumatori astăzi includ abordări de tip firewall, multe dintre ele la nivel hardware, multe dintre ele la nivel software, dar, nonetheless, există și sunt funcționale. Și pentru că ziceam despre aceste aspecte, haideți să discutăm în continuare despre detecția malware. Cum aplicăm această detecție malware și unde se aplică această potrivire de șabloane în detecția malware? În motoarele antivirus găsim principala aplicabilitate acestor potriviri de șabloane despre care vorbim acum. În special în cele două tipuri de analiză pe care motoarele antivirus le conțin. Analiză statică și respectiv analiză dinamică. Analiza statică presupune potrivirea de semnături virale. O să vedem imediat un exemplu. Iar analiza dinamică presupune potrivirea de comportamente. Iar definiția comportamentului se realizează evident tot prin șabloane, doar că din acest punct de vedere codificarea va fi diferită. Haideți să luăm și un exemplu, semnăturile de virus, de exemplu, le găsiți în Clam Antivirus, este un antivirus open source pe care vă încurajăm să studiați, nu doar că este open source, dar și baza de semnături virale este open source. Din punct de vedere însă comportamental, nu funcționează prin analiză dinamică, pentru că nu are un modul de analiză dinamică. Și din acest punct de vedere, această analiză comportamentală pe care o regăsiți în programele antivirus, în programele firewall și nu numai, în general este specifică fiecărui vânzător de acel produs software. Iar acest lucru se întâmplă pentru că acolo este trade secret-ul fiecărui producător. Acolo sunt ani de cercetare, de multe ori investiți, care duc la rezultatele sau propagă aplicația respectivă într-un top al performanței. În acest sens, putem chiar să ne lăudăm, pentru că Bitdefender-ul, în testele realizate recent, a atins o rată de succes, dacă nu mă înșel, de 99,95%, spre deosebire de Kaspersky, care are o rată de 99,94% sau 99,93% și care este pe locul 2. Din acest punct de vedere, cred că e clar că suntem lider mondial în ceea ce privește analiza dinamică și la nivel de motoare antivirus. Dar vă propun un experiment pe care îl vom studia amănunțit în cele ce urmează. Haideți să presupunem, pe baza unor aspecte reale, țin să vă spun, că avem un virus sau o semnătură de virus pe care încercăm să o identificăm într-un fișier.
Și încercăm să rezolvăm problema asta, identificarea acestei semnături într-un fișier și să vedem cât de greu, cât de dificil ar fi pentru un program antivirus să implementeze așa ceva. Același lucru se aplică, țin să spun de la început, și pentru programele firewall. Acolo vorbim de pachete de date, însă e mult mai ușor să le corelăm cu partea de programe antivirus pentru că acest Clam Antivirus despre care vă spuneam ne ajută din această perspectivă. Dacă însă sunteți pasionați de partea de firewalls, vă invit să căutați Snort. Snort are și el o bază de date open source cu multe semnături legate de tipuri de pachete de date care sunt clasificate a fi malițioase. Bun, și plecăm de la presupunerea că avem o semnătură virală care are 250 de octeți, în medie. O presupunere corectă, pentru că lungimea medie a tuturor semnăturilor din Clam Antivirus este 247 de octeți. Avem în total în Clam Antivirus undeva pe la vreo 2 milioane de semnături de virus și acum stăm și ne punem întrebarea. Oare cât durează ca să scanăm această semnătură de virus într-un fișier executabil, să presupunem, doar de 1 megabyte? Practic încercăm să rezolvăm problema asta a identificării semnăturilor într-un singur fișier, facem ceea ce face un antivirus și facem asta dintr-o perspectivă tehnică. Și începem cu analiza statică din programele antivirus. Ea presupune găsirea unei semnături virale în cod executabil. Deja am discutat aspectul ăsta. Ceea ce probabil nu am discutat până acum este că semnăturile virale, de cele mai multe ori astăzi, sunt produse automat. Altfel spus, intervenția operatorilor umani nu doar că nu mai este necesară, nu prea mai este posibilă. La un moment dat, în urmă cu vreo 10-15 ani, motoarele de analiză virală primeau cam 10-15 mii de sample-uri pe zi. Vă dați seama că era imposibil pentru un operator uman să poată să fie capabil să analizeze atât de multe sample-uri de malware. Și deci astăzi există tool-uri care automatizează în cel mai bun mod, în cel mai rapid mod posibil, astfel de sarcini și, evident, operatorii umani, cum ar fi analiștii virali, care supervizează această activitate. Însă, există și outliers, că tot spuneam despre ele de la început. Altfel spus, există situații în care operatorul uman trebuie să intervină. Una dintre aceste situații, și chiar faimoasă în istorie, este situația cu virusul Stuxnet, care a fost descoperit dintr-o greșeală. Un client care s-a dus la un individ care se ocupa de rezolvarea problemelor de securitate cu calculatoare și care i-a spus că el crede că are un virus pentru că îi se repornește calculatorul de unul singur la fiecare nu știu cât timp sau nu știu câte minute. Și i-a rezolvat sistemul odată, l-a rezolvat de două ori, după care și-a dat seama că problema începea sau tindea să reapară și atunci a trecut la partea asta de analiză manuală a acelui executabil, a acelui presupus malware și a descoperit o uzină de arme digitale acolo, despre care sper că voi discuta la un moment dat într-un alt context. Pe de altă parte, mai există și alte exemple în acest sens, cum ar fi virusul CIH, un virus care a apărut undeva prin anii 2000, care a produs o grămadă de daune, cred că a distrus undeva pe la 200.000 de calculatoare în epoca respectivă. Era printre puținii viruși metamorfici cunoscut în acel moment și despre care vom realiza o clasificare în curând și care avea o proprietate foarte interesantă de a-și descompune bucăți din codul său și a se integra într-un fișier executabil în acele porțiuni neutilizate ale executabilului. Altfel spus, făcea o împărțire foarte inteligentă a codului său în diversele porțiuni ale unui fișier executabil și scanarea pe bază de semnături devenea imposibilă din acest moment. Bun. În general, aceste abordări care sunt bazate pe analiză statică și scanare de semnături nu produc false positives. Repet, cu singura excepție în cazul în care semnătura unui virus nu este corect definită. Și s-au mai întâmplat astfel de situații. O să vedeți chiar în slide-ul următor o astfel de situație cu doi producători de renume. Este prima linie de apărare în sistemele de detecție a intrușilor. Altfel spus, primul lucru pe care un program antivirus sau un program firewall realizează, scanează pe bază de semnături un fișier executabil sau respectiv traficul de date care circulă prin rețeaua voastră. În general, este abordarea cea mai rapidă. Chiar dacă nu pare a fi, este totuși destul de rapidă. Și acum ne punem și întrebarea, oare cum arată semnătura virală? Nu arată foarte bine. Poate nu v-ați aștepta la asta, dar sunt de fapt niște secvențe hexadecimale pe care le vedeți în acest tabel pe care le-am pus aici, care spun mare lucru, dar care în momentul în care sunt identificate, ele sunt de fapt șabloane, ele sunt pattern-urile pe care noi încercăm să le găsim, în momentul în care sunt identificate arată foarte clar că acel fișier, sau ar trebui să arate foarte clar, că acel fișier este infectat. Și vedeți câteva
șabloane de acest gen și a zice că nu pare a fi nimic special legat de acestea. Evident, sunt caractere hexadecimale pentru că ele ascund în spate un cod ASCII care nu este inteligibil, de fapt cod mașină care în general nu este inteligibil de către operatorul uman. Însă, cum arată un virus într-un fișier infectat? Păi nu arată foarte diferit de restul fișierului. În general, se integrează foarte bine în context, se ascunde destul de bine pe cât posibil și vedeți chiar în acest exemplu că avem un screenshot cu un fișier executabil care este infectat cu un virusul MS Blast și întâmplător în acest virus există un text care este adresat lui Bill Gates. Nu toți virusii sunt atât de generoși încât să pună texte care să ajute la identificarea lor, țin să spun de la început, dar ăsta este un caz fericit. Acum vine întrebarea. Scanarea pe bază de semnătură din analiza statică din programele antivirus funcționează pentru toate tipurile de virus? Și răspunsul, din păcate, e un pic mai complex. Funcționează pentru virusii obișnuiți, virusii care nu fac altceva decât să provoace poate daune, dar să se autoreproducă în general. De asemenea, funcționează pentru virusii polimorfici, cum ar fi ransomware-ul de Verloc, poate ați auzit de el, și respectiv nu funcționează pentru virusii metamorfici. Și aici includ CIH-ul și altele de genul acestuia. Spuneam de exemple clasice de false positives. Iată un exemplu din 2011, din septembrie, când Google Chrome a fost clasificat în mod incorrect ca fiend un virus de tip Win32zBot de către Microsoft Security Essentials, datorită unei semnături statice greșite pe care cei de la Microsoft au introdus-o, evident, fără a-și dori acest lucru, în baza de semnături a programului Microsoft Security Essentials. Și cum Windows-ul vine implicit cu Microsoft Security Essentials, vă dați seama cât de frustrantă a fost experiența pentru cei care foloseau Chrome în Windows, adică undeva pe la 60-70% din piață de astăzi. Bun, și acum ajungem la partea cea mai interesantă din punct de vedere al abordării, pentru că e și cea mai delicată, analiza comportamentală. Analiza asta comportamentală se uită la comportamentul unei aplicații, malițioase sau nu, înainte de execuție sau în timpul execuției și, în general, face acest lucru într-un mediu virtualizat sau emulat. Există, evident, o diferență între cele două. Mediile virtualizate sunt mediile care îți oferă și o viteză mai mare de execuție sau de simulare a execuției în acest caz. Mediile emulate îți oferă o viteză redusă, dar sunt, în general, mult mai compatibile cu alte arhitecturi. Este a doua linie de apărare în cazul sistemelor de detecție a intrușilor, dar este mai lentă decât prima. Dacă prima se baza pe scanare strict legată de semnături, a doua, prin identificarea comportamentului, are mult mai multe lucruri de realizat pe lângă ceea ce putea să facă prima. În general, se folosesc sandbox-uri. VirusTotal.com este un astfel de sandbox. Chiar vă invit să-l încercați dacă nu l-ați folosit până acum. Încărcați o aplicație și apoi mergeți la sandbox-ul de acolo și o să vedeți exact comportamentul acelei aplicații, ce procese execută, ce fișiere folosește, ce registry entries folosește. Toate elementele specifice unei aplicații Windows sunt regăsite acolo, executate într-un mod emulat, virtualizat și fără niciun fel de risc pentru voi. Cum definim comportamentul însă prin șabloane? Există, din fericire, mai multe moduri prin care putem să facem asta. Spre exemplu, într-un model de analiză dinamică, putem să definim comportamentul pe baza unor secvențe de apeluri. Altfel spus, fiecare program pe care noi îl folosim este, de fapt, compus din bucăți de cod care se execută în mod secvențial, unele dintre ele repetitiv. Se numesc proceduri, se numesc funcții, whatever. Dar ele sunt acolo și prin construcția unui model prin care putem să identificăm acele bucăți de cod, acele apeluri intraprocedurale, interprocedurale, avem șansa să construim un comportament. Vă dau un exemplu. Haideți să vedem, de exemplu, cu ce am putea să identificăm un comportament care presupune o aplicație care ascultă pe un port, primește o conexiune de la distanță remote, primește date, face un screenshot și apoi trimite date către o mașină aflată la distanță.
Eu aș zice că seamănă foarte mult cu ceva troian combinat cu un keylogger. Pentru că dacă stai să te gândești bine, o aplicație care îți monitorizează ție sistemul de calcul, asta și face. Îți ascultă pe un port, îți primește o conexiune, primește date, dar de obicei sunt niște comenzi pe care un atacator de la distanță ți le trimite sau le trimite sistemului tău de calcul, face acel screenshot care reprezintă elementul privat pe care tu nu ai dori să-l transmiți nimănui și totuși în această trimitere de informație s-ar putea foarte bine să îți trimite acel screenshot către o mașină la distanță. Vedeți că nu ne legăm de o semnătură statică. În acest caz, comportamentul este dat de o secvență de acțiuni. Și acum se pune problema, cum identificăm această secvență de acțiuni într-un mod digital sau cum o codificăm pentru a putea să o clasificăm corespunzător. Din fericire, avem aceste secvențe de call-uri de tip API sau Application Programming Interface, care, repet, nu sunt altceva decât secvențe de apeluri sistem de cele mai multe ori dintr-un anumit sistem de operare. În Windows, de exemplu, sunt câteva zeci de mii de funcții de tip API și această clasificare se realizează printr-o analiză de risc. Mai mult decât atât, tot clasificarea în sine presupune un concept denumit Control Flow Graph, despre care vom învăța sau veți învăța într-un master de specialitate. Noi, de exemplu, în cadrul Universității de Vest, în master de securitate cibernetică, studiem aceste aspecte. Acest Control Flow Graph este realizat pe baza unui cod sursă. Observați aici exact lista de apeluri și modul în care se pot realiza aceste apeluri, interprocedural în acest caz, dar există și intraprocedural conceptul pentru apeluri între diverse funcții care există în aplicație. Și acum să vedem cum realizăm această clasificare pe baza analizei de risc. Primul lucru pe care îl veți regăsi în cele mai multe abordări de acest tip și care este probabil cea mai comună abordare astăzi în analiză comportamentală, în programe antivirus, se leagă de clasele de funcții pe care Windows-ul și, în general, orice sistem de operare le pune la dispoziția utilizatorilor. Indiferent că este vorba despre Linux, Mac, Windows și așa mai departe. Altfel spus, avem clase care sunt considerate cu un risc mai ridicat și clase care sunt considerate cu un risc redus. Spre exemplu, în clasa A, în acest exemplu pe care îl avem aici, avem funcții de tip hooking și sunt câteva funcții din Windows API care probabil nu vă spun nimic și nu vă condamn, dar ele sunt extrem de, aș vrea să spun, destructive, nu sunt destructive, dar sunt extrem de periculoase în mâinile nepotrivite. Pentru că aceste funcții reprezintă o implementare a conceptului de întreruperi software la nivelul nucleului sistemului de operare. Altfel spus, cred că majoritatea dintre voi sunteți familiari cu conceptul de întreruperi hardware. Dacă mișc mouse-ul, se generează o întrerupere și cursorul meu este rutat pe poziția unde vreau eu să se ducă. Dar întreruperile software sunt ceva special. Necesită în primul rând suport din partea nucleului sistemului de operare și Windows-ul aici este printre puținele sisteme de operare care are acest concept extrem de bine implementat, poate și unul dintre motivele pentru care nu este atât de eficient energetic, dar asta e altă discuție, însă permite o grămadă de lucruri, permite interceptarea apelurilor sistem înainte ca ele să fie efectuate. În acest mod, de exemplu, funcționează aplicațiile antivirus. În momentul în care dai dublu click pe aplicație, înainte ca ea să se execute, aplicația antivirus o scanează. Iar acest concept în Windows este implementat prin acest mecanism de întreruperi software, care se leagă exact de aceste hooking functions. Și evident că și gradul de risc asociat este mult mai mare decât ar fi pentru orice alt tip de aplicații sau de alte clase de funcții. Apoi avem clasa B, cu funcții care implică fișiere și directoare, delete file, copy file, create directory, clasa C, modificări de registry, clasa D, sincronizări, clasa E, memory allocation și, în ultimă instanță, la final avem clasa Z cu device management și numărul de funcții din fiecare dintre aceste clase. Repet, fiecare vendor, fiecare producător tratează aceste aspecte în modul în care consideră el de cuvință. Ceea ce v-am dat aici, ca și exemplu, sunt, de fapt, abordări din lucrări științifice publicate în ultimii 5 ani în contexte diferite de securitate cibernetică, dar prin care am încercat să punctez modul în care funcționează aceste șabloane în analiza dinamică. Și apoi, pentru a defini comportamentul malițios, în tabelul 2, tabelul de din partea de jos, avem secvența de API calls
secvența de apeluri de funcții, respectiv tipul de activitate malicioasă. De exemplu, DLL injection using create remote thread. Adică o injecție de cod folosind create remote thread presupune următoarea secvență de apeluri sistem. În momentul în care o aplicație antivirus detectează o astfel de secvență, atunci știe că, de fapt, acel comportament ar putea foarte bine să fie malițios. Și la fel sunt și celelalte. Dacă nu înțelegeți conceptele de aici, nu vă speriați foarte tare, nu sunt lucruri foarte accesibile oricui. Dar acest IAT este Import Address Table Hooking, anti-debugging, în momentul în care vrei să detectezi dacă există o aplicație antivirus care îți virtualizează sau îți emulează execuția unei aplicații, screen capture și așa mai departe. Și sunt doar câteva exemple, vă dați seama că din punct de vedere al implementării, aceste comportamente sunt permanent actualizate, pentru că altfel nu doar că nu ar fi de actualitate, dar probabil că ar deveni foarte, foarte rapid obsolet, adică ineficiente. Și ăsta este și motivul de altfel pentru care la fiecare o zi sau două avem câte un update la baza de semnături la programele antivirus. Cum implementăm însă acest tip de abordări? A zice că cea mai simplă abordare, conceptual vorbind, este identificarea unui ac într-o grămadă de pai sau needle in a haystack, da? Problema matematică de altfel pe care o și studiam la liceu și sunt sigur că mulți o mai și studiază astăzi, este cum găsim un anumit subșir într-un șir. Și o să luăm un exemplu în acest sens. O să plecăm de la un substring has și la șirul de caractere he has a hasty life, în care acel substring has se regăsește de două ori. Și o să vedem cum funcționează cel mai simplu model și sper să nu vă plictisesc cu treaba asta, dar vreau să ating un punct important aici din punct de vedere al performanței. În modelul cel mai simplu, dacă plecăm de la o comparație caracter cu caracter, de la stânga la dreapta, avem o comparație între acest H și acest H, avem o potrivire, după care ajungem la comparația între A și E, unde apare o nepotrivire și deci, în acest caz, nu am reușit să identificăm textul pe prima poziție. Dar haideți să vedem ce facem acum, mergem la următoarea poziție. Adică, practic, aici comparațiile încep de la următorul caracter, comparăm pe E cu H, nu se potrivesc, din nou de la stânga la dreapta, până aici totul e ok, următoarea situație, aceeași poveste, tot de la stânga la dreapta, spațiu îl comparăm cu H, din nou nepotrivire, până ajungem în ultimă instanță la o potrivire care este dată de H potrivit cu H, A cu A, S cu S, am găsit textul și avem primul nostru match. Ei, astfel de abordări sunt foarte simple de implementat. Dar haideți să ne uităm un pic la ce înseamnă implementare simplă. Performanța în această situație este O de N ori M, unde N este șirul în care căutăm, M este șirul pe care îl căutăm, iar O de N în best case, în situația în care nu avem nicio potrivire niciunde. Acum, întrebarea este cine e ce? Am zis deja că N este lungimea fișierului nostru sau lungimea șirului în care căutăm și haideți să presupunem pentru scopul experimentului de astăzi că este undeva la 1 megabyte, aproximativ 10 la 6 octeți. Și presupunem că lungimea semnăturilor este de 256 de octeți, exact cum îi regăsim după modelul de la Clam Antivirus, despre care vă spuneam că este open source și pe care chiar vă invit să studiați dacă sunteți pasionați de domeniu. Întrebarea este cum aplicăm asta într-un context dat. O să plecăm de la presupunerea că avem un procesor la 2 GHz. Dacă procesorul nostru funcționează la 2 GHz, putem să estimăm undeva la 2 miliarde de cicluri de tac pe secundă și întrebarea pe care trebuie să ne punem acum este câte comparații putem să facem pe secundă. Vedeți, unul dintre conceptele cel mai mult greșit înțelese în arhitectura calculatorului este că această frecvență a procesorului este cea care dă numărul de operații pe secundă. Din păcate, nu. Frecvența procesorului dă numărul de cicluri de tac pe secundă, apoi există o legătură de instructions per clock, cum se mai numesc, câte instrucțiuni pot eu să execut într-un anumit sau într-un anumit număr de cicluri de tact. Plecăm de la presupunerea pentru simplitate că avem 20 de cicluri de tact per comparison, per comparație. Cum se realizează aceste cicluri de tact și cum se leagă de instrucțiuni? Fiecare instrucțiune are un ciclu separat denumit fetch, decode, execute și vă invit să studiați despre el într-un context un pic mai larg pentru că sunt multe de spus acolo, dar fiecare din aceste cicluri fetch, decode, execute sau ocupă un anumit număr de cicluri de tact în sine.
Bun, haideți să plecăm însă de la presupunerea, cum spuneam, că avem 20 de cicluri de tact consumate pentru o simplă comparație între două litere, așa cum am văzut mai devreme. Asta înseamnă că avem 10 la 8 comparații pe secundă pe care procesorul nostru le poate realiza. Nu e deloc rău. Întrebarea este cât ar dura acum pentru ca procesorul nostru să scaleze o singură semnătură în fișierul nostru de intrare. Trebuie să facem, în cel mai rău caz, n ori m comparații, ceea ce înseamnă că avem 2,5 ori 10 la 8 comparații. Dacă ar fi să traducem în secunde, ar însemna 2,5 secunde. Nu e deloc rău, o să spuneți, și ați avea dreptate. Am stat 2,5 secunde pentru că abordarea asta clasică și trivială să scaleze o semnătură într-un singur fișier. Dar noi avem mai multe semnături. Și în Clement Ivera sunt undeva la 2 milioane. Așa că haideți să luăm și situația asta. Vrem să scanăm toate semnăturile în fișierul nostru. Asta înseamnă că trebuie să realizăm K ori N ori M comparații, ceea ce înseamnă 5 ori 10 la 14 comparații și dacă traducem în secunde, o să ne dea 5 ori 10 la 6 secunde, adică 57,8 zile. Atât am stat ca să scanăm toate fișierele, să scanăm un singur fișier cu toate semnăturile virale, care sunt destul de multe, 2 milioane de semnături fiecare de lungime 250 octeți, folosind abordarea clasică. Și acum o să vin și cu situația din contextul real. Pe marea majoritate a sistemelor de operare moderne de astăzi avem cel puțin 50.000 de fișiere, dacă nu chiar 100.000 de fișiere, și dacă ar fi să scanăm 100.000 de fișiere de lungime 1 megabyte, atunci se complică treaba, pentru că acum am avea nevoie de peste 15.000 de ani. Deci, clar, abordarea asta nu este ceea ce trebuie, cel puțin din punct de vedere al performanței. Și e clar că programele antivirus nu o folosesc. Cum putem să îmbunătățim însă? Avem mai multe abordări, unele dintre ele probabil ați studiat deja, mai ales dacă mergeți la Olimpiada de Informatică, și probabil cea mai cunoscută în acest sens este cea de la Knut Maurice Pratt. Pentru că am văzut foarte multe probleme la Olimpiade care se bazează pe această abordare, dar și mai cunoscută și chiar și mai eficientă decât Knut Maurice Pratt este abordarea lui Boer-Moore. Respectiv, mai există Karp-Rabin și mai există și variante hibride. Haideți să ne legăm un pic de Boer-Moore, un algoritm din 1977, probabil mulți dintre voi ați auzit de el sau poate chiar îl cunoașteți foarte bine. Spre deosebire de abordarea clasică, în care acele comparații se realizează de la stânga la dreapta, în Boer-Moore comparațiile se fac de la dreapta la stânga și se fac pe baza unui premodel care este calculat pentru fiecare dintre subșirurile pe care vrem să le căutăm. Și observați că în acest caz, pentru a identifica o nepotrivire, e suficient să comparăm a treia literă, spațiu cu S, ca să ne dăm seama că nu are rost să le comparăm pe restul și că putem să sărim peste un anumit număr de poziții și următoarea comparație să fie mai eficientă, să evităm o grămadă de comparații inutile în acest sens. Bun, haideți să ne uităm un pic și la performanța algoritmului. Acest model, premodel, care se calculează pentru Boer-Moore și în general pentru Knut Maurice Pratt și pentru Karp-Rabin, au un spor de performanță care este semnificativ. Pentru că în situația asta, acest salt despre care povesteam este mult mai eficient. Spre exemplu, de la această nepotrivire sărim 3 caractere și ajungem exact la prima potrivire. Deci din start avem un avantaj al performanței spre deosebire de abordarea de dinainte. Performanța medie este O de N pe M. Nu o să stăm să intrăm în detaliile tehnice pentru că astea sunt pentru cei care vor într-adevăr să afle mai multe detalii despre implementare, dar haideți să răspundem la întrebarea cum ne implementează Boer-Moore performanța pentru scanarea unui fișier. Mult mai bine. Deja pentru o singură semnătură într-un singur fișier, ne-ar lua cam 0,004 secunde. Deloc rău. Dar dacă vrem să scanăm toate semnăturile în fișierul nostru, ne-ar lua undeva pe la 8.000 de secunde, care e undeva pe la 2,2 ore. Nu mai e chiar atât de bine. Însă, dacă vrem să căutăm toate semnăturile în toate fișierele, atunci ne-ar lua cam 25 de ani. Mai bine de 25 de ani. Deci, nici măcar abordarea asta, care este foarte comună, repet, la olimpiadele de informatică, cel puțin la nivelul liceului, nu este cea mai eficientă și nici măcar nu este de dorit, pentru că nu cred că e cineva de aici care vrea să stea 25 de ani până când un antivirus îi scanează hard disk-ul sau fișierele de pe disc. Și atunci, trecem la cel mai interesant aspect de astăzi și motivul pentru care încurajăm elevii și cei pasionați de tehnologie să intre în
domeniul acesta a securității cibernetice, pentru că ne punem problema cum ar fi dacă am reușit să găsim o metodă prin care să căutăm toate șabloanele pe care ni le dorim printr-o singură parcurgere a șirului inițial, a șirului unde vrem să căutăm datele. Ar fi extraordinar și există mai mulți algoritmi care ne ajută să facem acest lucru. Primul dintre ei, Ahokorasik din 1975, este de fapt o versiune de multiple pattern pentru Knut Maurice Prat. Al doilea dintre ei este Comets Walter, apărut în 1977, este o versiune de multiple pattern pentru Boyer Moore. Al treilea dintre ei este WooMumber, apărut în 1992 și este o versiune de multiple pattern pentru Carp Rabin. Și mai există, mai nou, abordări hibride eterogene, se numesc, în special construite pentru arhitecturile de calcul de tip single instruction multiple data, cum ar fi procesoarele Intel Xeon Phi de la faimosul producător sau plăcile grafice GPGPU, care au dat naștere unui algoritm de tip Parallel Failureless Ahokorasik din 2012. Însă, cele două principale de la început, Ahokorasik și Comets Walter, sunt și astăzi cel mai folosite, inclusiv utilitarele din Linux, grep și nu numai, folosesc aceste abordări. Și acum o să vă introduc în Ahokorasik, pentru că nu e atât de greu, pe cum probabil v-ați imagina. Este un algoritm care, din punctul meu de vedere și nu doar al meu, reprezintă un apogeu al structurilor de date, al teoriei grafurilor, al teoriei automatelor celulare, al limbajelor formale și al complexității algoritmice. E probabil unul dintre cele mai bune exemple în care poți să îți dai seama foarte ușor de ce înveți toate materiile alea la facultate și cum îți pot folosi. Haideți să presupunem că avem trei cuvinte pe care vrem să le căutăm. Mom, mam și ama. Primul pas pe care îl vom face, vom construi un arbore de tip dicționar din aceste cuvinte. Asta înseamnă că vom crea un nod rădăcină, după care îl vom crea pe M, mai bine zis nodul 1, care este ajuns sau la care se ajunge prin tranziție pentru M, după care vom crea nodul 2, la care se ajunge prin tranziție pentru O, nodul 3, prin tranziție pentru M. După care urmează M, A, M, nodul 4, respectiv nodul 5, după care urmează ultimul cuvânt, A cu nodul 6, M cu nodul 7 și, în fine, din nou A cu nodul 8. Până acum, nimic senzațional, nimic extraordinar, avem un tri-trick, se mai numește în literatură, un arbre de tip dicționar, și trecem la pasul al doilea. În pasul al doilea, trebuie să transformăm acest arbore într-un automat finit determinist. Și asta înseamnă că vom calcula o tranziție de tip mismatch. Altfel spus, ce se întâmplă pentru a fi un automat determinist, avem nevoie ca să existe tranziție pentru absolut toate elementele din setul de intrare. La noi setul de intrare, în special pentru programele antivirus, este dat de întregul cod ASCII. Deci avem de la 0 până la 255, în total 256 de simboluri, și asta înseamnă că în momentul în care ajungem la un nod, trebuie să avem tranziții posibile pentru 256 de simboluri, pentru 256 de situații. Noi aici avem tranziții la nivel de nod pentru o singură situație și atunci introducem acest mismatch transition sau tranziție de nepotrivire, care se calculează așa foarte, foarte pe scurt, ca fiind sufixul de lungime maximă de la nodul curent care la rândul lor sau se regăsește în dicționar. Și o să iau spre exemplu nodul acesta 5, care descrie cuvântul m-a-m. Sufixele pentru cuvântul m-a-m sunt am, m și sufixul gol, sufixul vid. Și el este un sufix valid considerat în teoria limbajelor formale. Și atunci ce o să facem? O să încercăm să identificăm exact care este acest transition mismatch function. Asta înseamnă că vom prelua primul sufix, care este AM, și vom încerca să vedem dacă se regăsește în dicționar. Și este. De la nodul rădăcină, prin aplicarea lui A ajungem în nodul 6, prin aplicarea lui M ajungem în nodul 7 și deci mismatch function-ul va merge de la 5 până la 7. Printr-o logică similară, vom avea toate celelalte transition, mismatch transitions calculate și vor fi toate redate în exact aceeași manieră. Și cam așa arată în momentul ăsta automatul nostru, că deja nu mai este un arbor, este un automat finit determinist, pentru situația pe care ne-am propus-o. Și acum rămâne să trecem la ultimul pas, care este și pasul final, în care aplicăm acest automat pe setul de intrare. Și o să luăm un set de intrare aici, MOMAMAR. L-am luat pentru că se regăsesc toate cele trei cuvinte și chiar sunt overlapped, adică sunt suprapuse aceste cuvinte în acest set de intrare și vreau să vedem
exact cum funcționează automatul ăsta. Asta înseamnă că o să plecăm din nodul 0, evident, nodul rădăcină, și o să-l aplicăm pe M. Prin aplicarea lui M, o să ajungem în nodul 1 și observați acolo tranziția care ne duce cu roșu în nodul 1. Acum, în nodul 1, trebuie din nou să-l aplicăm pe O, pentru că suntem al doilea cuvânt sau a doua literă din setul de intrare și prin aplicarea lui O ajungem în nodul 2. Îl aplicăm pe M, ajungem în nodul 3 și am găsit și prima potrivire pentru că aici avem o frunză în automatul ăsta și prin urmare am găsit cuvântul M-O-M. Până acum totul este ok. Acum vine cuvântul sau litera A. În nodul 3 însă nu există tranziție pentru A. Și în acest moment, din cauza că nu avem tranziție, avem un mismatch, avem o nepotrivire. Și aplicăm acea funcție de eșec despre care am povestit mai devreme pentru acest nod 3, care ne duce la nodul 1, după care de la nodul 1 îl vom aplica pe A și există la nodul 1 tranziție pentru A și ajungem în nodul 4. Din nodul 4 îl aplicăm pe M, ajungem în nodul 5 și am găsit al doilea cuvânt cheie, M-A-M. Observați că până acum am parcurs absolut liniar și rol de intrare. Tot ce am făcut a fost să mă mut în automatul acesta finit determinist de la un nod la altul în funcție de aceste tranziții. Acum din nou trebuie să-l aplic pe A. Dar pentru că nu există tranziție pentru A de la nodul 5, voi merge pe funcția de mismatch, acest nod 7, și îl voi aplica pe A în nodul 7 și ajung în nodul 8. Și am găsit a treia potrivire, că și aici avem o frunză, am A și prin urmare suntem în nodul 8, am găsit deja 3 potriviri. Aici mai rămâne să-l aplicăm pe R, nu există tranziție pentru R de la nodul 8, mergem pe funcția de mismatch, suntem în nodul 6, aici trebuie să-l aplicăm din nou pe R iterativ, nu există tranziție pentru R, deci mergem pe funcția de mismatch în nodul 0, adică nodul rădăcină, încercăm să-l aplicăm pe R, nici aici nu există tranziție pentru R și în acest caz vom sta în rădăcină și automat vom și opri căutarea pentru că nu există în acest caz un sufix care să ne ducă în arbore altundeva decât în rădăcină. Bun, foarte pe scurt v-am prezentat acest exemplu ca să vedeți cât de interesant și de simplist este, dar haideți să ne uităm un pic și la ce contribuție aduce el în domeniu. Pentru că prin această parcurgere a setului de date printr-o singură aliniere a tuturor caracterelor, avem o performanță aproape liniară. Și această performanță este O de N plus M plus K, în care N este cel mai relevant aspect. K este nesemnificativ, M este lungimea maximă a tuturor subșirilor. Din nou, nesemnificativ, N-ul este cel mai semnificativ din punct de vedere al dimensiunii, deci performanța este aproape liniară. Și acum, haideți să încercăm să vedem cât de mult am câștigat din punct de vedere al performanței în această abordare. Exact cum spuneam mai devreme, datorită acestei performanțe aproape liniare, timpul necesar pentru a scana o singură semnătură în fișierul nostru de intrare este 0,01 secunde, plus minus. Și o să spuneți, păi bine, da, Boer-Mur era mai rapid și ați avea perfectă dreptate. Boer-Mur era mai rapid. În Boer-Mur aveam 0,004 secunde. Dar acum urmează partea cea mai interesantă. Oare cât ar fi timpul necesar pentru a scana toate semnăturile în fișierul nostru de intrare? Exact la fel, 0,01 secunde. Pentru că șirul nostru de intrare, fișierul nostru de intrare, este trecut prin acest automat, este parcurs de acest automat printr-o singură parcurgere. Nu e nevoie de parcurgeri multiple. Spre deosebire de Boer-Mur, între fiecare semnătură trebuie căutată separat. Și deci timpul se păstrează constant. Și dacă stăm să ne gândim la cât ar lua să scanăm toate semnăturile în toate fișierele de pe discul nostru, ne-ar lua undeva pe la 1000 de secunde, adică 16,7 minute, ceea ce este foarte apropiat de performanța de astăzi a programelor antivirus. Și iată, partea de analiză statică cel puțin este descifrată din acest punct de vedere. Observați că această abordare este foarte comună în majorității soluțiilor tip intrusion detection systems implementate în programe antivirus astăzi, în special partea de analiză statică. Mai este evident și partea de analiză dinamică, dar în acest caz discutăm doar despre analiză statică. Pentru partea de Boer-Mur și Comments-Walter, în special pentru Comments-Walter în acest scenariu, Comments-Walter în sine este
uneori mai rapid decât ahocorasic în anumite scenarii și, în general, în acele scenarii care implică analiză de tip DNA. Nu este foarte comun în programele antivirus și funcționează după un principiu foarte similar cu ahocorasic, numai că în loc să construiască un dicționar pe baza cuvintelor cheie, construiește un dicționar pe baza inversălor cuvintelor cheie. Oarecum similar, având în vedere că BR-ul căuta de la dreapta la stânga și ahocorasic căuta de la stânga la dreapta. Bun. Acum trecem la una dintre ultimele discuții de astăzi. Ce sunt investigațiile digitale și cum se aplică în contextul discuției noastre? Investigațiile digitale sunt ramuri ale științei investigației sau științei investigațiilor, dacă doriți, pentru că presupun examinare, analiză, investigație și recuperarea de material, de obicei din dispozitivele digitale. În general, acest tip de activitate se realizează în conexiune cu dispozitive mobile sau cu crime digitale. Despre ce material vorbim? Păi vorbim despre fișiere, în principal. Fișiere care sunt pierdute, fișiere care s-au vrut a fi pierdute, dar chiar și alte tipuri relevante de informații, cum ar fi, de exemplu, secvențe sau bucăți de DNA, de cod genetic, pentru analiză. Care sunt însă provocările în domeniul ăsta? Pentru că vă asigur eu, sunt și nu sunt puține. În principal, provocările sunt date de noțiunile de big data. Trăim într-o lume în care big data este peste tot pentru că avem dispozitive de stocare care au capacități enorme, gigabytes, terabytes, petabytes și așa mai departe. Practic, analiza forensic devine aproape imposibilă fără tool-uri specializate. Și mai mult decât atât, rețelele de calcul astăzi sunt și ele destul de performante. Avem lățimi de bandă pe care cu 20 de ani nu le credeam posibile, ceea ce înseamnă că procesele firewall, aplicațiile firewall, trebuie să proceseze în timp real pe cât posibil toate aceste informații fără să aducă un detriment de performanță. Unul dintre primele lucruri pe care, de exemplu, noi le studiem sau pe care le propun studenților să le studieze la securitate cibernetică, la masterul nostru, este să analizăm performanța unui sistem de calcul în contextul în care există un sistem de detecție a intrușilor și în contextul în care nu există un sistem de detecție a intrușilor. Și știți ce? Este dramatică de multe ori. Și mai mult decât atât, este atât de mare diferența între un sistem de operare Windows, să spunem, care nu are un program antivirus și nu are un program firewall, și un sistem de operare Windows care are un program antivirus și are un program firewall, încât de multe ori nu-ți dai seama dacă s-a întâmplat ceva cu calculatorul tău. Mulți dintre utilizatorii casnici consideră că un program antivirus e ca un virus, pentru că îngreunează calculatorul și are perfectă dreptate. Bun. Ultimul aspect, care este iarăși foarte important din punctul meu de vedere aici, este faptul că, pe măsură ce trece timpul, programele de astăzi devin din ce în ce mai complexe. Și asta înseamnă că avem nevoie de programe antivirus care să protejeze atât proactiv cât și reactiv cu un impact al resurselor cât mai mic. Haideți să ne uităm un pic la exemplele din investigații digitale. Primul exemplu și cel mai comun îl reprezintă recuperarea de date. Se realizează de obicei de pe hard discuri, care astăzi este o procedură oarecum standardizată, nu mai este foarte, foarte scumpă. Era o perioadă în trecut, acum 10-15 ani, când un singur megabyte de date costa $50,000 pentru a putea fi recuperat. Astăzi, probabil se realizează cu, să zicem, $1,000-$3,000 un întreg hard disk, o recuperare a unui întreg hard disk. Însă există și solid state drives, care, vă asigur eu, sunt cele mai grele de recuperat sau de pe care informația este cel mai greu de recuperat. Pentru că dispozitivele tip SSD nu stochează informația la fel ca un hard disk, nu stochează informația în formă brută de cele mai multe ori, ci, din potrivă, o stochează într-un format intermediar, format care trece prin acel flash translation layer care există în controllerul SSD-ului. Și datorită acestui lucru, informația nu are niciun sens decât dacă este remapată de controller pentru a deveni inteligibilă. Un alt exemplu interesant în digital forensics îl reprezintă profilarea DNA, pentru că această potrivire de DNA despre care încerc să punctez acum se leagă de identificarea suspecților în anumite tipuri de crime. Se poate folosi, de exemplu, pentru analiză genealogică, în sensul că se poate identifica o trăsătură comună sau o patologie comună, sau poate chiar rude, înstrăinate sau îndepărtate al unei anumite persoane, dar nu în ultimul rând se poate folosi pentru identificarea bolilor genetice. Și
Acest tip de abordare este din ce în ce mai evidentă astăzi, în special după 2 ani de pandemie, când observați și voi cât de multe compromisuri ar trebui să facem ca și societate și nu numai. Haideți să vorbim un pic despre acest concept de data recovery. Am tot discutat despre asta încă de la început. Nu este ceva extraordinar de înțeles, este pur și simplu un proces critic pentru recuperarea informațiilor pierdute. Și când zic informații pierdute, mă refer, de exemplu, la o imagine care arată ca cea din ecranul de aici. Avem o poză care pare că este vizibilă doar pe jumătate, adică are sens partea de sus, dar partea de jos nu prea are niciun sens. Pentru că e garbage, e pur și simplu neinteligibilă. Vorbim aici și despre două tipuri de recuperări care sunt posibile. Vorbim odată despre recuperări pe bază de hardware și apoi pe bază de software. Cele pe bază de hardware sunt foarte dificil de realizat și în general sunt și costisitoare. Necesită echipamente specializate și se pot realiza pe aproape orice tip de dispozitiv de stocare. Dispozitivele software însă, sau mecanismele software, sunt mecanisme care folosesc programe specializate, cum ar fi Scalpel, TRID, dar și programe de recuperare a datelor, și care folosesc abordări de tip inteligență artificială tocmai pentru a produce imaginea inițială sau încerca să o reproducă. Nu vă imaginați că această reproducere vine din machine learning sau eu știu ce alte mecanisme, nu. În general, se identifică fragmentele fișierelor care sunt pierdute sau șterse și se încearcă potrivirea lor în așa fel încât să producă imaginea inițială. Și asta de obicei cu abordări stohastice, probabilistice, cu, să spunem, rate de eșec variate și rate de succes variate de asemenea. Conceptul ăsta prin care încercăm să recuperăm informație de pe un mediu de stocare, indiferent că este hard disk, solid state drive sau eu știu ce, în care nu avem informații concrete despre cum au fost structurate fișierele respective, se numește concept de file carving. Și acest concept este foarte, foarte des folosit, în special în reconstrucția formatelor multimedia pe bază de fragmente parțiale. De ce zic asta? Pentru că probabil mulți dintre voi știți, dacă nu chiar toți, că sistemele de fișieră pe care le folosim astăzi sunt predispuse la fragmentare. Fragmentare care poate să fie internă sau poate să fie externă. Nu să intru în detalii despre asta, dar cert este că fișierele noastre de astăzi au bucăți care uneori sunt poziționate aleatoriu parcă pe disc. Ai o bucățică de 10% aici, încă 15% aici, încă 20% aici și așa mai departe. Problema este cum le poți aduce pe toate la oaltă, fără să știi care, cum, unde sunt. Pentru că, și iau un exemplu simplu, dacă avem un hard de 1 terabyte pe care îl formatăm cu un quick format, se va șterge sistemul de fișiere, tabela care ne indică unde sunt fragmentele respective, dar datele vor rămâne pe disc. Și dacă vom găsi o metodă prin care să încercăm să le recuperăm sau să putem să le recuperăm, s-ar putea să găsim și dovezile în cazul celor de la law enforcement de care avem nevoie pentru a aduce acuzațiile necesare unui suspect. Și dacă tot vorbeam despre fragmentare, să știți că fragmentarea apare pe toate sistemele de operare, Windows, Linux, Mac, niciunul nu este ferit de acest concept. Este mecanismul în sine este un proces foarte important pentru obținerea de dovezi și avem aici o schiță foarte, foarte simplistă legată de cum ar trebui tratate aceste fragmente. Iată, avem 3 fișiere, 4 fișiere, A, B, C și D, și avem mai multe fragmente pentru A, avem mai multe fragmente pentru D, pentru B, pentru C și pentru D. Primul pas este o preprocesare a acestor fragmente, o colatare a acestora, o reasamblare și, în ultimă instanță, producerea fișierelor originale. Cel puțin asta ar fi idealul. Partea de file carving la nivel software se traduce într-o problemă de pattern matching clasică pentru că ea presupune identificarea header-elor, a footer-elor și respectiv a tipurilor de informații care definesc acel tip de fișier. Și avem aici un exemplu de fișier MPEG-4, un fișier video, care poate fi identificat foarte ușor ca și tip de fișier printr-o analiză de header, printr-o analiză de antet. Această analiză de antet are câteva elemente care sunt fixe, deci se potrivesc de minune cu partea de analiză statică, cu partea de pattern matching, de analiză statică de la, să zicem, programele antivirus, în ideea că, observați chiar și aici, avem tipul de date, avem tipul videoului, o anumită dimensiune, dimensiunea fișierului și așa mai departe. Toate sunt elemente cunoscute, specifice celui tip de fișier.
Acest lucru este foarte util pentru situațiile în care un suspect, să spunem, formatează rapid un disc și crede că asta îl scapă de orice fel de probleme, dar datele sunt tot acolo, nu uitați, datele sunt acolo, singurul lucru care dispare este modul în care sunt structurate acele date pe acel disc. Această abordare se aplică atât pentru fișiere video, cât și pentru fișiere multimedia, imagini, JPEG, PNG și așa mai departe. Aici avem, de exemplu, semnătura unui alt fișier de tip video, un fișier de tip AVI. Și observați că și aici există un element static. Avem această semnătură care este statică și această semnătură care este statică. Singurul lucru dinamic este acest file size din header-ul fișierului respectiv. Ca și abordări, avem mecanismele despre care am discutat, de pattern matching, ahocorasic, comments, valper, carparabil, boer, murce și mai departe. Avem mecanisme stohastice, cum ar fi TF-IDF, pe baza analizei frecvenței, se mai numește și analiza entropică. De asemenea, analiza distribuției frecvenței caracterelor și, în general, acest tip de abordări astăzi sunt foarte ușor accelerabile prin procesare eterogenă. Procesare atât prin placa grafică, dar și prin sisteme dedicate, specializate. Și aproape de final, ajungem la partea de DNA profiling sau profilare de DNA. Această profilare de DNA este foarte comună astăzi în tehnica de calcul a mediilor patologi. Și mi-aduc aminte când am participat în 2017 la o conferință denumită Forensics în undeva prin Portugalia, am cunoscut o grămadă de oameni interesanți acolo și era cumva deceiving titlul pentru că mă așteptam să merg la o conferință de digital forensics, dar de fapt m-am dus la o conferință care avea legătură cu doctori și medici patologi, adică indivizi care vorbeau despre cadavre. Și nu mă așteptam la asta, dar a fost un learning experience pentru mine, mai ales pentru că am aflat o grămadă de lucruri interesante. De exemplu, am aflat că sunt peste 25.000 de gene în genomul uman și am aflat că sunt peste 3 miliarde de perechi de bază de tip DNA în genomul uman, care chiar recent a fost complet descifrat. Pentru cei care nu ați citit știrea sau nu ați aflat, rămăseseră undeva pe la 7-8% elemente care nu erau descifrate până în 2021. Ei, astăzi presupunem că le avem chiar pe toate descifrate. Și atunci, această profilare de tip DNA pe baza secvențelor genetice ajută foarte mult la o grămadă de aspecte, post-mortem, ante-mortem și nu numai. În general, se bazează pe niște șiruri de caractere, niște șabloane, care se numesc short tandem repeats sau STRs. Și acest tip de abordare, pe baza acestor șabloane, printr-o simplă potrivire de la 13 până la 17 astfel de șiruri, poate să marcheze o legătură de rudenie, ante-morte sau post-mortem, între o victimă și o anumită familie sau un anumit membru al familiei. Acum, partea de DNA matching e iarăși interesantă pentru că DNA-ul în sine este compus din molecule micuțe care se numesc nucleotide. Probabil mulți dintre voi știți asta. Și sunt patru mari astfel de nucleotide. Adenină, citozină, guanină și timină. ACTG. Sunt practic patru simboluri care sunt folosite foarte, foarte comun în bioinformatică și este chiar și modul în care noi codificăm codul genetic uman în parte digitală. Și mi-aduc aminte când discutam cu medicii patologi în urmă cu 5 ani sau ceva de genul ăsta și primul lucru pe care spunea era să nu credeți că ceea ce vedeți la CSI la televizor e adevărat. Adică se duc aia, ia o bucățică, o pată de sânge, o bagă într-o eprubetă, o introduc în calculator și în câteva secunde au produs rezultatul. That's not how it works. Niciodată nu a mers așa. Durează cam o săptămână o analiză amănunțită de acest gen. Dar asta era atunci. Și de atunci până acum s-au schimbat multe lucruri. În principal, s-a accelerat foarte, foarte mult acest tip de analiză. Una dintre lucrările mele aduce chiar contribuții semnificative în acest domeniu. De exemplu, și fac așa o paranteză scurtă, accelerarea de la peste 8 ore și jumătate la sub 2 secunde, folosind arhitectura eterogenă. Și atunci, o să vă pun și o întrebare, nu e capcană, e pur și simplu o întrebare simplă. Știți oare cât DNA aveți în corpul vostru? Pentru că e interesant răspunsul aici și asta pentru că oamenii au în general peste 100 de miliarde, de fapt, de mii de miliarde de celule. Și dacă ar fi să aliniem tot DNA-ul din fiecare celulă a corpului uman, s-ar întinde de la pământ până la soare de mai bine de 100 de ori. Impresionant, nu?
Și nu în ultimul rând, un alt aspect interesant în partea asta de profilare de DNA, care se folosește în general pentru identificarea bolilor, este această potrivire a proteinelor sau protein matching, care se reduce tot la o problemă de pattern matching, tot la o codificare bazată pe ACTG și, în ultimă instanță, ajută la, de exemplu, identificarea infecției cu, să zicem, SARS-CoV-2 sau cu HIV sau cu alți viruși care se mulează genetic pe corpul unde trăiesc. Acestea fiind spuse, sper că v-am trezit un pic interesul în domeniul acesta și o să încerc să trag și câteva concluzii rapide tot. Din punct de vedere a concluziilor, primul lucru ar fi că programele antivirus sunt foarte, foarte interesante și solicitate din punct de vedere al abordărilor de pattern matching, pentru că astăzi avem peste 10 milioane de semnături virale statice, chiar dacă acel claim antivirus are mult mai puține, dar în realitate sunt mult mai multe. Fiecare are în medie câteva sute de octeți. Avem automate finite deterministe care sunt construite pe baza acestor semnături care au zeci sau sute de milioane de noduri, deci, din nou, big data, în cel mai pur sens. Se mai folosește abordarea de pattern matching pentru analiza profilurilor, suspecților online, mai bine zis, un passive offender care devine activ, persoana care până acum nu a făcut nimic, dar acum începe să comită crime. Și asta se face, de exemplu, de către cei de la law enforcement, cel puțin în cercetarea efectuată în ultima perioadă, prin acest parsing, prin această parcurgere a profilurilor de pe social media. Nu degeaba se spune că social media nu este neapărat o sursă de privacy, prin analiza imaginilor și a informațiilor GPS din diverse fotografii și din diverse documente, dar și prin analiza postărilor din media online, prin grupuri de e-mail, prin grupuri sociale și nu numai. În fine, ultimul tip de șabloane pe care aș vrea să le punctez în concluzie sunt profilarea atacurilor cibernetice. Și aici avem mai multe, avem atacuri de tip denial of service, de tip care sunt practic legate de firewall-uri. Mai avem request-uri de tip DNS. Pentru cei care sunteți familiari cu modul în care funcționează Stuxnet-ul, știți că Stuxnet-ul a fost identificat, analizat și compromis prin rutarea request-urilor DNS către serverele companiilor care produceau antivirusii. De asemenea, pentru intercepția datelor la atacurile tip man in the middle sau persoanele din mijloc, și nu în ultimul rând, la detecția e-mailurilor tip spam pe baza rețelelor de tip bias sau probabilităților condiționate de tip bias. Paul Graham, by the way, este unul dintre pionierii acestui domeniu și a fost printre primii care au implementat un astfel de sistem care era bazat pe un mecanism de învățare pentru un program de e-mail, într-un client de e-mail în urmă cu vreo 30 de ani aproximativ. Mulțumesc tuturor pentru participare. Sper că a fost interesantă pentru voi și dacă aveți întrebări, sigur vă stau la dispoziție, dar în aceeași măsură vă voi sta la dispoziție și prin e-mail ulterior dacă doriți să discutăm despre teme de acest gen. Mulțumesc! Ciprian, mulțumim și noi tare mult. Chiar ai o întrebare în secțiunea de Q&A, dacă o poți prelua tu. Sigur. Înseamnă că dacă dorim să ștergem cu adevărat datele, trebuie să umplem unitatea de stocare cu alte dummy. Cu alte date dummy, nu? Sigur, este o întrebare anonimă. Îmi place că întrebarea e anonimă, asta este foarte drăguță. Da, dacă vrem să ștergem cu adevărat datele, ceea ce se recomandă este să facem un data wipe. Data wipe înseamnă că de obicei datele sunt suprascrise de 3 ori. Există un standard de la NSA care spune că de 3 ori ar trebui să fie scrise și cred că a fost adoptat de la cei de la NIST, dar în principiu, da, este bine să faceți o formatare care să implice acest data wipe, dar va dura. Să știți că pentru un hard de 1 tera o să dureze probabil 10 de minute, dacă nu chiar mai mult. Și într-un fel are și sens, mai ales dacă aveți un hard disk care este mult mai lent, să vă așteptați la acest lucru. Dar întrebarea este foarte bună. Ok. Dacă mai sunt întrebări, îi rog pe participanți să ți le adreseze aici. Dacă nu, ei te pot contacta pe Discord, eventual pe LinkedIn îți pot scrie oricând. Noi acum îți mulțumim tare mult pentru că te-ai reîntors la această ediție și sper să
să te avem în continuare aproape. Să mulțumim tare mult pentru prezentarea. A fost destul de complexă și foarte, foarte bine detaliată. O aștept și eu pe mail ca să o încarc în resursele participanților. Mulțumim din nou, mulțumesc tare mult și participanților care au rămas până la ora asta. Și până la webinarul de mâine, vă doresc tuturor o seară cât mai frumoasă. Mulțumesc și eu, o seară bună tuturor! Seară bună!